staționam la semaforul de lângă Universitatea de Medicină, la intersecția cu Ștefan cel Mare. Undeva în spate am auzit sirenă, girofar, m-am uitat în oglindă, era poliție. Am stat ca să treacă, aveau suficient loc în stânga mea. Au ajuns în dreptul meu să-mi arate că nu-i las să treacă. Eu stăteam pe loc pentru că oricum nu puteam să merg nici în stânga, nici în față, nici în dreapta, nici în stânga. Loc aveau suficient, de respectiv să vede pe filmare că au și făcut, au virat stânga, pe care au virat și s-au oprit. Din câte știu eu, dacă ai o urgență cu girofar, cu sirene, așa cum se întâmplă atunci când o echipă de poliție se află în misiune, trebuie să pleci, pentru că ai o urgență și de-aia ieși cu girofar și sirene. Am trecut pe lângă ei, nebunind că oricum mă așteaptă pe mine, mi-am continuat drumul, se țineau din urma mea fără vreo semnalizare oarecare, doar girofar și sirene, fără să-mi zic că se treacă, mi-am dat eu seama că vin din urma mea și am tras pe dreapta. Ce-am încălcat? Eu am oferit tot prioritate, eu aveam mașină din față, am filmare pe cameră și am filmare cu dumneavoastră. Noi avem filmare, dumneavoastră avem probele noastre. Vă rog, cum ați prezentat? În primul rând, dumneavoastră, trebuie să învățați, o dați prin totdeauna, să vă prezentați, să vă legitimați. Eu mă numesc agent Pop Andrei, director de poliție. Așa, eu ce-am încălcat? Dumneavoastră n-ați stopat la... Eu eram pe loc când dumneavoastră ați venit, eu stăteam pe loc. În stânga aveam mașină, în stânga aveam pe dumneavoastră, în dreapta mașină. Voi ce, v-ați pierdut bunul sens de tot sau cum? La insistența mea, cei doi din Dacie au chemat un echipaj de poliție, de data aceasta de la Inspectoratul Național de Patrulare. Bine. Mai durează? Trebuie să termină de video, domnul. Vedeți că și eu sunt foarte ocupat, nu? Credeți că eu am mare plăcere să stau aici? Vă cred că nu aveți plăcere, dar dacă ați avea colaboratori, colegi competenți... Nu spuneți de colegi, deci sunt de colegi, vă apropiați la orice sediu de procurator... M-aș apropia dacă n-aș avea două mașini de poliție care ard benzina cetățenilor degeaba. Nu arde benzina. Păi da, pe loc să veniți aici să suferim amândoi din nimicuri? Pentru asta, ca să nu suferim amândoi, eu vreau să... Da, eu sunt curios acel care murea și era urgent, ce s-a întâmplat cu el? Dacă eu nu găsesc careva ieșuri din comun, eu vă zic o zi bună. Bine, v-am spus, nu e interesul meu, ce e interesul meu? Care este și interesul meu? Asta este o mașină. E, ăștia-s colegii și ăștia-s care au venit în ajutor. Cetățeanul care nu știe să rezistă. Mai durează? 2 secunde. Eu analizați video. Cam așa se analizează mai nou. Dar cum trebuie să analizăm, domnul? O să vă spun cum. Poftiți? Dar eu sunt afară și nu curc pe nimeni. Nu înțeleg care e problema dumneavoastră cu faptul că eu stau afară. Stau afară și stau afară, nu de domnul își face treaba. Bine, faci treaba, așteptați în automobil, de lipsi. Eu aș fi vrut să plec, doar că voi ați blocat trecerea. Nu, eu sunt așteptător, eu constat. Bine, constatați. Nu mă provocați, v-am cerut să mergem la secție, era mult mai comod. Vă explic cum e la secție. Eu știu. Polițiștii de la Inspectoratul de Patrulare au constatat, după vreo jumătate de oră de stat acolo aiurea, că nu am încălcat nimic și nu aveam nicio vină, cu toate acestea au plecat repede, fără să-mi prezinte vreo scuză sau absolut nimic. Nu am făcut nicio încălcare? Nu s-au constatat nicio încălcare? Nu. Nu s-au constatat, nu? Deci este un abuz a poliției rutiere, corect? Eu sunt poliția rutieră, domnule. Păi nu, a colegilor dumneavoastră. O zi bună. Păi sancționați-i pe ei. Ei m-au blocat. Și eu depun, eu vă chem, acum eu ca cetățean, constat că dânsii m-au blocat în trafic, m-au hărțuit și m-au reținut în timpul meu. Doriți-vă plângere, da? Vă apropiați la inspectorat. Mă apropii. Dacă nu la inspectorat, la procuratură, pentru că de la inspectorat duci material la procuratură. Pe poliția, cine să pedepsești? Doar procuratura?
Perfect. Republicii Moldova. Deci, eu vă urez o zi bună. Dumneavoastră ați constatat că nu există nicio încălcare. Eu, ca agent de circulație, am constatat că dumneavoastră nu aveți nicio încălcare. Mulțumesc frumos. O zi bună. La revedere. Ectase. Bă, băieți, dar și gata cu constatări? Cu probele noastre nu este risc. Serios? Da. Dar eu stai că mă duc la voi. Ticăloși, eu mă duc la voi. Vă suntem. Da? Da. La recomandarea inspectorului de patrulare am mers la inspectoratul de poliție Buiucani ca să depun plângere împotriva celor doi. Acolo am fost întâmpinat de un polițist chiar la ușă și la insistența mea de a se prezenta cu nume, grad și funcție, mi-a spus că îl cheamă Octavian. Atât. Nu. Vreau să aflu cum îl cheamă colegul care tocmai a venit, mi-a spus. Nu știu ce să faci cum ar și el cu voi. Păi nu vreau, mă duc la procuratură, dar m-a întrebat domnul avocat să aflu un nume. Dar dumneavoastră cum vă numiți? Octavian. Octavian îl cheamă. Suficient, nu? Am zis, și funcție? N-aveți, nu? Atât? Octavian e funcție. Rog Inspectoratul Național de Patrulare, Ministerul de Interne, Procuratura Generală a Republicii Moldova să se autosesizeze în cazul celor doi purtători de uniformă și epoleți care astăzi clar au săvârșit un abuz.